Bună ziua, numele meu este Gențiana și în acest video voi discuta despre cum ești manipulat în anxietate. Este un fenomen pe care l-am observat de foarte multe ori la clienții cu care lucrez, în special la clienții care au anxietate, care ascultă pe YouTube diferiți terapeuți, diferite metode menite să-i ajute în depășirea anxietății și care, din nefericire, constată că au frici pe care înainte nu le aveau, le crește starea de panică, ajung în atacuri de panică, unii dintre ei au ajuns la spital, alte persoane au ajuns în situații destul de agravate, iar acest lucru se întâmplă pentru că ești în contact cu anumite informații care, în primul rând, sunt incorecte și, în al doilea rând, în mod intenționat sunt trimise către tine, având acest scop de a-ți induce frică. Din păcate, se întâmplă acest fenomen, te poți gândi de ce sau cine ar putea să facă acest lucru, cum este posibil. Însă, din păcate, se întâmplă și acest lucru și probabil și tu l-ai sesizat și dacă nu, o să ți le explic mai departe în acest video pentru a avea câteva informații, astfel încât, dacă vei fi pus și tu în aceeași situație, să fii pregătit, să știi să descifrezi corect și să poți să nu cazi și tu în acea capcană de a fi manipulat, fiind o persoană cu anxietate, care ești, din păcate, o persoană vulnerabilă la frică. Din păcate, în mod special, persoanele care au anxietate sunt victime ale inducerii, ale manipulării prin inducerea fricii, pentru că călcâiul lui Ahile, vulnerabilitatea persoanei cu anxietate, este frica. Dacă și tu ai anxietate, știi că ești ca un radar de frici. Dacă citești pe un grup sau dacă citești pe un prospect al unui medicament, te uiți la efectele secundare care sunt menționate acolo, începi să te gândești că și tu le-ai putea avea și poate chiar mai mult începi să crezi că le ai sau începi să simți că le ai. De asemenea, dacă auzi anumite frici la alte persoane sau lucruri foarte grave, vei începe să te îngrijorezi că și ție ți se va putea întâmpla sau chiar vei începe să îți produci ca mintea să îți producă acele fenomene, acele senzații despre care ai auzit, pe care le-ai citit pe internet. În special persoanele care au anxietate au această vulnerabilitate la frică, de aceea mă adresez în special vouă și vă recomand să fiți atenți, să fiți relaxați și, în primul rând, să aveți încredere în ceea ce voi simțiți. O să vă explic psihologic ce se întâmplă, însă în momentul în care voi auziți un video, vedeți un video pe YouTube, auziți o anumită informație care vine din partea unui pseudoterapeut, unei persoane care, bineînțeles, în fața voastră se desemnează ca fiind terapeut, specialist, îndrumător, persoană care să te ajute în depășirea problemelor psihologice. În momentul în care vin spre tine aceste informații care reprezintă o formă de manipulare prin inducerea fricii, o să spun imediat ce înseamnă acest lucru, în momentul în care vin spre tine aceste informații din partea unui video sau unei alte persoane, dacă ești puțin atent, o să observi că primul tău instinct, prima ta senzație este că ceva acolo nu este ok. Așa, acesta este punctul de pornire, acel primul impuls pe care tu îl ai atunci când vine spre tine o informație. În acel impuls să te încrezi, de regulă, nu întotdeauna, însă de regulă el este cel corect
Și în continuare îți voi explica și psihologic, astfel încât să ai întregul tablou, ca să poți să înțelegi și să ai grijă de tine, să nu ți se întâmple acest lucru, pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai urât și cel mai nociv, nu doar neetic, ci și lipsit de integritate, ci nociv și împotriva stării tale de bine. Această manipulare prin inducerea fricii este cel mai urât lucru pe care l-am întâlnit până acum, până în prezent, și având în vedere că se repetă, adică este ceva ce observ, că nu este doar o greșeală, o situație, ci este făcut intenționat, vreau să te informez corect ca să înțelegi ce se întâmplă și să poți să alegi informațiile corecte, informațiile care să te ajute și, bineînțeles, și persoanele pe care tu simți sau în care tu simți că poți avea încredere. Persoanele integre, persoanele oneste, și e foarte important, persoana pe care o asculți, terapeutul pe care tu îl asculți, îndrumătorul spiritual, coacherul, indiferent care este mentorul sau cel care te ajută, principiul cel mai important este să simți că intenția lui, singura lui intenție, este de a te ajuta. În momentul în care îți vorbește printr-un video sau în momentul în care îți vorbește direct, fie că îl suni, soliciți anumite informații sau îți spune anumite lucruri, este important să simți că scopul lui și singurul lui interes sau interesul principal este să te ajute, și apoi, secundar, alte lucruri care se pot întâmpla. Aici faci diferența între o persoană integră, o persoană în care să ai încredere, și o persoană care nu are ca interes binele tău, care are ca interes alte lucruri, cum ar fi obținerea banilor, obținerea clienților, să te țină în terapie timp îndelungat, luni de zile, ani de zile, să participi la evenimentele sale, să cumperi materialele, să îl recunoști social, să îi oferi atenție și alte lucruri pe care, din păcate, multe persoane le caută. Și acest lucru, în primul rând, îl poți identifica atunci când asculți persoana cu atenție, relaxat, da? Și lasă vină spre tine informația. Și acea luciditate și acea inteligență care există în tine îți te va putea face să vezi mai clar și să-ți dai seama dacă persoana respectivă, atunci când rostește anumite cuvinte, când îți spune anumite lucruri, îți face anumite recomandări, intenția din spate, scopul pentru care persoana face acest lucru, este în totalitate în beneficiul tău, este pentru binele tău, tu ești pe primul loc, sau observ că este altfel, sau observ că spune anumite lucruri ca persoana să obțină alte beneficii. În cele două variante vorbim despre manipulare care se întâmplă prin mai multe strategii, în mai multe contexte. Voi discuta mai mult în video-uri următoare despre manipulare, agresivitate, narcisism, psihopatie, sociopatie, pentru că aceștia nu sunt oameni de care auzi doar în filme, ci sunt oameni prezenți în viață, sunt oameni care au un anumit statut de lider, oameni care formează alți oameni, din păcate, și care îi duc într-o direcție greșită. Astfel, manipularea înseamnă când o persoană îți spune anumite lucruri sau face anumite lucruri ca tu să ai un anumit comportament, ca persoana respectivă să câștige ceva de pe urma ta. În anxietate, din ce am observat, pe lângă mai multe forme de manipulare, există această manipulare prin inducerea fricii, care presupune
că o altă persoană, în mod intenționat, nu ca greșeală, pentru că oamenii mai pot greși din lipsă de cunoaștere, din lipsă de cunoaștere a psihologiei. Sunt situații în care oamenii greșesc fără să vrea și se întâmplă. Aici nu este vorba despre manipulare și nu este o problemă atât de mare, însă, revin, sunt acei oameni care își formează o imagine în fața ta de superioritate, de a fi o persoană foarte cunoscătoare, un terapeut foarte bun, un mentor, cineva care să te ajute, care își formează această imagine, își prezintă această imagine în media și observi că în baza acestei imagini pe care persoana o creează și în care tu poate începi să ai încredere, începe să-ți inducă anumite frici. Aici voi da câteva exemple. Nu voi vorbi despre cazuri concrete, pentru că respect foarte mult confidențialitatea clienților mei, însă voi da câteva exemple și poate voi vorbi despre un exemplu cu care am lucrat, care și persoana respectivă voia să fac un video pentru voi împreună cu mine ca să vă împărtășească din ceea ce a trăit atunci când i s-a spus că va nebuni din cauza anxietății dacă nu lucrează cu un anumit terapeut. I s-a sugerat acest lucru, apoi s-a întărit și această persoană ar fi vrut la momentul respectiv să vă vorbească, însă nu s-a potrivit atunci programele noastre. Cine știe, poate pe viitor vom avea ocazia să vă împărtășească din trăirea sa, care această frică sa și fiind o victimă a manipulării prin inducerea fricii, persoana ajungea, mi-a și dat voie să vă dau câteva exemple, persoana ajungea la muncă și se închidea în baie, se încuia, unde avea atacuri de panică pe jos, cu convulsii foarte, foarte grave, iar acestea au apărut în urma unui contact cu un terapeut care i-a spus că dacă nu va lucra cu el pentru depășirea anxietății, va nebuni. Pentru o persoană cu anxietate, persoanele fără anxietate s-ar putea să nu înțeleagă, adică să înțeleagă prin propria simțire acest mesaj. Însă, pentru o persoană cu anxietate, cel mai rău lucru este această frică sau sunt aceste frici să nu nebunească, să nu facă schizofrenie, să nu facă psihoză, să nu îi moară familia, să nu facă o boală gravă. Persoana aceasta chiar îmi spunea, pentru ea, nu generalizez, însă îmi spunea, Gențiana, preferam să mi se spună, aș fi preferat să mi se spună că voi muri fizic decât că voi nebuni. În momentul în care i s-a sugerat acest lucru, dar bineînțeles într-un mod intenționat, nu ca o greșeală, mintea sa a preluat această frică și de aici a pornit un întreg traseu al atacurilor de panică. O să vă explic imediat. O să vă mai dau câteva exemple, pentru că sunt destul de multe. Unui alt client i s-a spus că dacă terapeutul respectiv nu-i aliniază, parcă acesta era cuvântul, dacă nu mă știu, energia, și că doar el o poate face, nu va avea nicio șansă în a-și depăși anxietatea. De asemenea, unei alte persoane i s-a spus că dacă terapeutul respectiv nu-l tratează, da? Doar el, nu alt terapeut, dacă nu merge la el pentru a fi tratat de anxietate, va face o tulburare psihică gravă, va face schizofrenie. De asemenea, un alt exemplu, unei alte persoane i s-a spus că are în ea entități întunecate. De asemenea, multor persoane li se spune lucrul acesta foarte ciudat, pot să folosesc acest cuvânt, că au în ele anumite entități întunecate sau anumite lucruri, dar nu științifice, nu îi se oferă persoanei o explicație științifică, că persoanele au în ele diferite entități și că trebuie să meargă la
terapeuții respectiv ca ei să poată să le scoată din mintea persoanei, iar persoana să fie bine. Aici avem în paralel exemplul cu vrăjitoarele care erau pe timpuri, probabil și astăzi sunt, nu știu exact, însă și ele foloseau acea strategie de manipulare, spuneau persoanei că este blestemată, că asupra s-a pus un blestem, nu știu de care, și că doar vrăjitoarea poate dezlega persoana, dar doar ea, bineînțeles, dacă îi se oferă o sumă mare de bani. O să vedeți că aici o să vă clarific imediat care sunt elementele prin care să vă dați seama dacă este vorba de inducerea intenționată prin frică, adică de manipulare, sau o persoană, un terapeut, care dorește să te ajute și aceasta este singura sa dorință, singurul său interes și, bineînțeles, secundar, celelalte lucruri, bani sau alte lucruri pe care el le obține pentru serviciile sale, care îl ajută în viața lui de zi cu zi. Acum, ca să faci diferența între cele două tipuri, oamenii care, într-adevăr, vor să te ajute, în care ai încredere, pe care te poți baza, și, din păcate, manipulatorii, celelalte persoane, care, din păcate, există, este important, în primul rând, instinctul despre care ți-am spus la început, adică cum simți acea persoană atunci când o vezi prima dată, și apoi să fii atent dacă persoana respectivă îți induce, îți sugerează anumite frici foarte grave. Pentru că una este un terapeut să spună că dacă nu-ți depășește anxietatea, ea se va agrava în timp sau vei putea ajunge la depresie, ceea ce este corect și este bine să știi ca să poți să fii corect informat, să iei măsurile necesare pentru a-ți depăși anxietatea la timp, ca aceasta să nu se agraveze, iar pe de altă parte este terapeutul machiavelic care îți spune, îți sugerează frici foarte grave, că vei face ceva foarte grav, că vei nebuni, că vei păți ceva extrem, extrem de grav, care, din punct de vedere științific, nici nu este posibil, nici nu se poate. Așa cum am discutat și vă repet și aici, am discutat în alte videouri că anxietatea netratată nu poate duce la ceva extrem, extrem de grav. Nu vei înnebuni sau nu îți vei pierde conștiența. Nu vei ajunge într-o situație în care să nu mai știi de tine și în care să trăiești inconștient sau nebun dacă nu ți-ai tratat anxietatea. Deci acesta este primul criteriu. Să observi dacă terapeutul îți sugerează frici foarte grave sau lucruri foarte grave care ți se pot întâmpla. În al doilea rând, o altă strategie a terapeutului machiavelic, manipulator, este cea în care el îți spune că doar el te poate trata. Adică, în primul rând, o să observați că acest terapeut, în funcție de abilitățile sale, își va crea o imagine de credibilitate în fața ta, o imagine carismatică, îți va vorbi frumos, îți va spune lucruri drăguțe, va face glumițe, diverse lucruri, ca tu să poți să fii atras și să ai încredere. De asemenea, se va lăuda pe sine, dar aici o să observați că nu prin cunoaștere sau nu prin studii, ci prin laudă, deci se va lăuda pe sine pentru ca tu să îți formezi o imagine frumoasă și credibilă despre el. De asemenea, acesta se va pune într-o poziție superioară tot timpul, aici voi discuta puțin mai încolo, prin diferite strategii, ca în comparație tu să te simți în inferioritate și să-l vezi pe el ca fiind autoritate, ca prin urmare să-l asculți, să-l crezi, și
Așa cum spuneam, al doilea punct este că ți se spune că doar el te poate trata. Adică, în primul rând, îți câștigă încrederea. În al doilea rând, îți sugerează diferite frici extrem de grave sau foarte grave. Și în al treilea rând, îți spune că doar el te poate trata. De ce face acest lucru? În primul rând, îți câștigă încrederea ca tu să poți să fii receptiv, să nu mai pui bariere, să nu te gândești oare persoana aceasta e ok, nu e ok, încât să investighezi puțin despre ea, despre trecutul său, despre cine este, ce face, ce istoric a avut, cu ce se ocupă oamenii din jurul său. Așa, în al doilea rând, în momentul în care tu ai încredere în cineva, ești deschis ca o floare la soare, nu pui bariere, și atunci, în momentul în care îți sunt sugerate acele frici, din păcate, le crezi, pentru că tu ai încredere în cealaltă persoană și nu spui problema că ar putea fi false sau strategii de manipulare. Le crezi, mintea ta le preia și aici se pot întâmpla două variante mai departe. Fie în momentul în care, dacă ești o persoană cu anxietate, în momentul în care auzi acea frică foarte gravă că ți este spusă în mod direct sau sugerată, dacă ești o persoană cu anxietate, cel mai probabil să auzi acel lucru te va face să-ți fie foarte frică până la panică. În acel moment de panică, mintea ta nu mai poate funcționa la rece, nu mai poate funcționa realist, astfel încât tu să poți să privești obiectiv acea informație și să poți să discerni dacă este adevărată sau falsă, benefică sau nu, prevenită dintr-o sursă reală sau nu, în acel moment de panică, ce vei vrea? Să faci ceva astfel încât să-ți elimini angoasa aceea panică. Și ce vei face? Mintea îți va sugera de asemenea soluția propusă de acel terapeut, cum că doar el te poate ajuta, doar el te poate trata și, prin urmare, comportamentul tău va fi influențat și vei pune mâna pe telefonul, vei suna imediat sau oricum vei începe să te gândești în direcția aceea că ai frici foarte grave, vei crede, cum credea persoana cu care am lucrat, că este posibil să nebunească. A trebuit acestei persoane să îi aduc foarte multe explicații și dovezi științifice și obiective, astfel încât să poată să înțeleagă și să lase această frică. Mai este un aspect foarte important pe care te rog să-l iei în considerare. Ca să poți să-ți dai seama dacă ești influențat, manipulat prin frică sau nu. Așa cum este exemplul acestei persoane, până în momentul în care să mă contacteze și să-mi spună ceea ce s-a întâmplat, adică după ce i s-a sugerat această frică și a avut crizele acelea și i-a fost frică, nu mai știu, cred că câteva săptămâni, că va nebuni, avea atacuri de panică foarte intense, nu mai putea să meargă la job, ea observase că până în punctul în care să îi fi fost sugerat acea frică, că va nebuni și că își va pierde conștiința, ei persoanei, nu i-a fost niciodată frică că va nebuni. Aici a observat lucrul acesta și astfel a decis în momentul respectiv să nu dea curs la comportamentul de a se duce la terapeutul respectiv, adică să nu se ducă spre manipulator, să fie tratat de agresor. S-a gândit în momentul respectiv, bineînțeles după atacurile de panică, după ce le depășea, că până acum, până să-mi fi fost zise aceste frici, eu nu m-am gândit niciodată în viața mea că aș putea să nebunesc sau că aș putea să îmi pierd conștiința. Din acel moment în care mi s-a zis, însă acestei persoane, ea mi s-a zis în mod direct,
de la persoană la persoană. Poate de aceea i-a și fost mai ușor să-și dea seama. Până atunci a avut diferite frici, însă nu s-a gândit în direcția asta. Însă, bineînțeles, fiind o persoană cu anxietate care are un fond anxios, chiar dacă și-a dat seama de acest lucru, frica aceea, frica că va nebuni, intrase în subconștientul lui și persoana nu a mai putut să facă diferența și să revină la luciditate. A fost total, total copleșită de această frică, total învăluită, încât, așa cum v-am zis, avea atacuri de panică pe jos la muncă în baie și se încuia în baie încât alți colegi să nu intre. Din păcate, vi-l dau ca exemplu, însă sunt multe cazuri, foarte multe cazuri, care sunt asemenea acestuia. Vi l-am dat ca exemplu, ca voi să înțelegeți următorul lucru. Dacă observați că în mintea voastră apar frici foarte grave, da? Foarte grave, că aveți entități, că aveți demon, că vi se va întâmpla ceva foarte rău, că aveți energiile blocate, că aveți chakrele înodate, că aveți farmece, da? Că aveți vrăji, că aveți diferite lucruri în mintea voastră, da? Și că depindeți, da? Depindeți în mod obligatoriu de alte persoane, de anumite persoane, ca voi să puteți fi vindecați. În momentul în care observați că aveți frici străine foarte grave, înseamnă că ați preluat o informație greșită, o frică. Reține aceste trei lucruri importante. 1. Ți se sugerează frici, fie pe un fond de agresivitate, dominare, impunere, sau fie pe un fond de glumă, indiferent de fond, mesajul este același pentru persoana cu anxietate. Iar în momentul în care observi că cineva îți sugerează, te persuadează să crezi anumite lucruri, să crezi că ți se va întâmpla ceva foarte grav, este clar că intenția persoanei nu este una bună, nu este una etică, nu este una integră și acea persoană nu are cum să te ajute, indiferent de justificările pe care persoana le creează. În al doilea rând îți spune că doar ea te poate trata. Acest lucru înseamnă că exclude restul lumii și ceea ce este destul de ilogic, pentru că nu are cum doar o singură persoană, doar un singur terapeut să te poată trata. Poți de asemenea să ai un insight important și dintr-o carte pe care o citești. Un insight, adică o înțelegere mai profundă. Să deschizi cartea, nu știu, orice carte a unui înțelept și să citești ceva care să atingă exact conflictul interior și care să descătușeze acel conflict încât să te poți elibera. Sunt persoane cu anxietate care mi-au scris, multe persoane, și mă bucur foarte mult, care mi-au scris că doar ascultând videourile pe care le pun pe YouTube, doar ascultându-le și aplicând ce este acolo, le-au ajutat foarte mult. Aceste două criterii. Și al treilea criteriu este faptul că terapeutul respectiv, dacă vei da curs să mergi la el și să te tratezi, aici există o problemă, se va crea o problemă mai mare. În primul rând, vei observa că își cere sume de bani mari. De asemenea, un punct pe care vreau să-l ating, acești terapeuți care vor să-și creeze acea imagine de superioritate în fața ta și acea imagine credibilă, s-ar putea să observ că spun că au inventat diferite metode și practici și că doar ei le pot aplica. Sunt mai multe persoane care fac acest lucru, iar dacă ai puțină sau ai cultură în psihologie sau în spiritualitate,
Îți vei da seama că acele metode și practici există. Sau, dacă ești o persoană mai curioasă și vei căuta acele metode pe Google, le vei găsi și poate chiar vei fi surprins să constați că le vei găsi având aceeași denumire și, bineînțeles, având alți autori. Acum, vreau să mai ating un lucru înainte să închei acest video, care îmi doresc să-ți fie de folos, să-ți conștientizezi aceste lucruri și să te ajute în parcursul tău, atât în depășirea anxietății, cât și în cunoașterea realității, realizarea sinului. În momentul în care, prin acest proces prin care ești manipulat, ajungi la acel terapeut și crezi că doar terapeutul respectiv te poate ajuta, te poate trata, în momentul respectiv, prin această relație, prin această atitudine a lui față de tine și a ta față de el, dacă este răspunsul tău pozitiv față de ceea ce spune el, se va crea o relație de dependență. Acesta va fi un obstacol major în a fi bine, în a-ți depăși anxietatea, pentru că vei fi pus în poziția în care tu să crezi că depinde de cealaltă persoană ca tu să poți să fii bine. Ei, acesta este și lucru pe care agresorul îl dorește. El folosește diferite strategii, acestea sunt doar câteva pe care ți le-am menționat, mai poate folosi dominare, agresivitate, tot ca să te domine și să te facă să te simți inferior, ca tu din propria voință să mergi spre el și să te agăți de el, iar el să spună, da, ai venit la mine, în sfârșit, cu puțină indiferență, spune că te poate accepta și te prinde în acest joc în care se va crea, din păcate, cea mai mare problemă, o relație de dependență, care înseamnă ca tu să depinzi emoțional și intelectual de acea persoană. Odată ce se stabilizează această relație, din păcate, tu vei considera agresorul ca fiind salvator, vei vedea manipulatorul ca fiind persoana care te poate salva și, din păcate, în loc să te detașezi și să-ți dai seama ce se întâmplă, te vei agăța și mai mult de el, vei depinde și mai mult de acea persoană și, de asemenea, persoana, manipulatorul, va începe să-și ceară diferite lucruri, bani, poate tot mai mulți, pentru că tu vei fi tot mai prins emoțional de el, va începe să-și ceară favoruri, poate favoruri sexuale, poate recunoaștere socială, poate atenție, diferite favoruri, diferite servicii pe care tu îi le vei da, din păcate, pentru că tu ai fost condiționat să crezi că doar acea persoană te poate salva, că doar acea persoană este cheia salvării, este colacul de salvare de acea angoasă pe care tu ai trăit-o, însă acea angoasă, acea panică a fost inițial indusă tot de agresor, tot de manipulator. Astfel, dacă ești atent, atentă, încă de la început, vei putea să nu dai curs acestei manipulări și nu vei ajunge în situația în care să fii dependent de cealaltă persoană, să faci foarte multe lucruri care poate nu te caracterizează și care poate simți că nu vrei să le faci, că nu este în regulă, dar cu toate acestea le faci. De ce? Pentru că în spate este frica că tu nu poți fără acea persoană. Aici este foarte important. Orice persoană care îți spune că depinzi de ea pentru ceva, persoana aceea nu are o intenție nobilă, nu are o intenție bună pentru tine, ci vrea să te facă dependentă de ea, ca ea să obțină anumite beneficii, cu toate că poate în față
se arată că este indiferentă, poate că te respinge sau poate că nu pare atât de interesată de tine. Și mai sunt trei lucruri de bază pe care vreau să ți le împărtășesc, extrem de importante. În relația cu o persoană, cu terapeutul în acest caz, dacă simți că din acea interacțiune persoana încearcă să facă, să te facă să te simți inferior, să te simți vinovat, să simți rușine, să te simți responsabil, să te simți vinovat, ca apoi tu să faci ceva să compensezi și să faci ca cealaltă persoană, terapeutul, să nu mai fie supărat sau supărată. Dacă apar aceste emoții în interiorul tău, înseamnă că aceea nu este o relație constructivă și înseamnă că în baza, în spatele relației, poate fi o strategie de manipulare. Aici să fii foarte atent, te rog, pentru că există și astfel de oameni, atât în viața de zi cu zi, la muncă, în familie, în prieteni, cât și, din păcate, în rândul celor care vă vorbesc despre a fi bine, a depăși anxietatea, a deveni, a fi mai aproape de divinitate, a-ți realiza sinele. Voi reveni în viitor cu alte videouri, îmi propun ca acestea să fie mai structurate, în care îți voi prezenta structura manipulatorului, cum arată acesta, cum se comportă, astfel încât să poți să înțelegi și să vezi dincolo de imaginea pe care acesta o afișează față de tine. Reține cel mai important că tu singur poți să identifici intenția pe care persoana pe care o asculți o are față de tine. Dacă simți că intenția este să-ți inducă frică, să obțină ceva, dacă simți că ceva nu este în regulă acolo, probabil că așa este. Iar acest lucru să te facă să vezi puțin detașat, să te interesezi cine este persoana, ce face, și alte lucruri pe care le-am menționat. De asemenea, dacă simți pe cealaltă parte că intenția celelalte persoane este să te ajute, să te susțină, să fie lângă tine, înseamnă că așa este. Îți mulțumesc pentru atenția ta. Mă bucur că am putut să-ți ofer aceste informații, pentru că se întâmplă acest lucru iar și iar și îmi doresc ca tu să fii atent, să te oprești, să dai curs acestor lucruri atât de urâte și nu doar că sunt urâte, ci îți pot induce și aduce frici și anxietăți pe care nu le-ai avut niciodată și mai departe și alte consecințe negative. Dacă consider că acest video ți este util și te ajută, mi-aș dori să dai un share, să-l distribui mai departe și la alte persoane, astfel încât această informație să ajungă la cât mai mulți oameni, aceștia să fie informați corect și să fie bine. Îți mulțumesc pentru atenția ta, îți doresc o zi plăcută și voi reveni și cu alte video despre agresor, manipulare în cuplu, narcisism și alte subiecte din acest spectru despre care nu am vorbit până acum. Îmi doresc să-ți clarific aceste aspecte ca tu să poți să ai informațiile necesare astfel încât să poți să le identifici și dacă observi că sunt persoane în jurul tău sau persoane apropiate care manifestă aceste trăsături, să poți să fii din ce în ce mai conștient și să poți să reacționezi ca atare și să iei deciziile cele mai bune pentru viața ta. Te salut, îți mulțumesc pentru atenție,
Ne vedem aici curând.